să te filmezi aici un vezi un pic. Hai. Ți-a rămas ciocolată printre dinți. Și orezul pe care... Și orezul care urmează să fie. Ne-am comandat niște înghețată cu frișcă, dar uitați-vă ce mari sunt! Oh my god! Bună dimineața! Bine ați venit pe canalul Cristinei, unde Cristina și Alin merg în Germania, unde o să stăm câteva zile de Paște la nașii noștri. Acolo ne întâlnim și cu părinții lui Alin. Și de acolo mergem către Elveția. O să stăm câteva zile. După o să mergem în Italia, în Lake Como, abia aștept. Și după aia o să stăm în Milano. După aia urmează drumul spre casă. O să fie foarte mult de condus, dar majoritatea timpului Alin o să conducă, pentru că eu sunt aproape 6 luni însărcinată. Yes! I know! Cool. Știu, ești foarte excited. Te înțeleg. E ok. Obișnuit. Da. Și aici suntem în Dover, o să luăm feribotul către Calais. Deci suntem în Anglia. Și da, abia așteptăm. Sper să fie o vacanță foarte frumoasă. Pupici, ne vedem de pe drum. Pa. Tocmai ce am plecat din Dover acum câteva minute. Și ia uitați-vă ce frumos se vede, am prins răsăritul. Nu am mai fost cu mașina pe feribot acum câțiva ani, dar am fost în jurul orii 10. Dar acum sunt foarte fericită că am prins și răsăritul. Nu este atât de aglomerat ca data trecută, bănuiesc pentru că feribotul ăsta a plecat foarte de dimineață. Și da, este super frumos aici. Toată lumea face poze. Aici este panorama și evident este superb. Cât de frumos strălucește soarele în apă. Da. În sfârșit vacanță. Out of office, cum s-ar zice. Bine ați venit în Germania. Sau de fapt bine am venit în Germania. Orașul se numește Bad Bocklet. Eu înainte îi spuneam bad. Și nașul m-a corectat și mi-a spus că zice bad. Da, și ne uitam la casele astea în stil săsesc, cât de frumoase sunt. Și tot e așa de un verde atât de mișto și de viu și de efervescent. Supermarketul de lângă Nașa și aici au niște bunătăți. Aoleu, abia aștept să intrăm zilele astea. Ce frumos aici. Vezi că aici am mers cu bicicleta. Da, da, da. Când a fost vară atunci. Ce frumos, verde. Bine ați venit la reședința nașilor noștri. Ah, ce frumos este aici. Și au nașii noștri trei pisicuțe. Păi da, of course. Și acum la orice, eu am o scuză, sunt însărcinată. Nu neapărat, glumesc, dar acum vreau să fac un video așa rapid cu grădinița lor, ce frumos e, și pisicile lor Bella și Panda. Vai, ce frumoase sunteți. Ce ochi are Bella. Ea e Bella și el e Panda. Și îl pare că e supărat pe viață. Și tu, Bella, parcă ești plictisit. Așa e? Băi, e tare ușoară. Uite-te la ea ce fotogenică e. Da. Bella e fotogenică tare. Avem o floricică în ouă, să te uiți. Da, uite floricica Bella. Aoleu, cu papucii. Nașii noștri și papucii. Păi nu, corect, papuc, fiecare păi membru, nu? Afară, înăuntru, în grădină, în bucătărie și în dormitoare. Neața, Nașa. Fă cu mâna la cameră. Bine v-am găsit, dragilor. Să fiți sănătoși, să vă dea Dumnezeu sănătate. Nașa, dragilor. Și toată lumea pe lângă el. Uhu! Bebelica. Este vinerea mare și ne-am trezit așa unul câte unul. Ne-am pus la masă. Da, văd. Mergem pe afară, dar nu e carapace. Super. Săracu, Dumnezeu să le ierte. Da, și
Am mâncat un mic dejun foarte copios, foarte bun. Și acum mergem la o plimbare. Cât ce se face aici în sătucele astea foarte drăguțe? La patiserie și atunci nu mă mir nici că ți-a crescut un pic burtica. Am prins-o pe cameră. Știi cum zice engleză? Nu, nici mai german. Cius. Mă, Pufi, dar nu ai mâncat destul la mic dejun? Da. De unde știi tu ce mi-am luat eu aici? Ia. Yeah. E patiserie, ce să-ți fie? Ia, arată-ne și nouă. L-ai luat pe post de... El e pofticios. Dar dacă toți suntem în Germania, ne spui și noi cât ai dat pe cafea și pe ce ai luat tu acolo? M-am chinuit un pic. Eu am vorbit în engleză, a vorbit în germană. Dar până la urmă am ajuns la o concluzie că am cerut un cappuccino cu două expreso și mi-a dat un dublu cappuccino cu un singur expreso. E bine, am ajuns acolo. Așa. No. Ai, că arată bine, nu, ce să zic. Mama mea. Dar nu mi-ar trebui acum la cât am mâncat. 60. Dar nici mie nu mi-ar trebui la cât am mâncat. Ce-o zic? Da, hai, că vreau să te filmez, hai, zâmbiți un pic. Hai. Ți-a rămas ciocolată printre dinți. De la cocoașă. Păi, why not? Mi se pare funny. Sabotaj sau? Da, te sabotez. Cât de colorate și bine arată legumele astea, Doamne! Foarte tare. Așa ca referință, cam astea sunt prețurile pentru niște ciocolate, ca așa se zice. Nu ciocolate, nu ciocolăți. Da, eu sunt înnebunită după cafelele astea solubile, care se dizolvă în apă sau lapte. Și mi-am luat niște Jacobs, care costă 1,79 €. Priveliștea asta e de milioane. În afară de trafic, numai păsărelele se aud. Așa liniște e, frumos. Foarte calm. Da. Mama Elena și Nășica. Să ne spuneți ce ați făcut aici. Arată foarte bine și o oală de cât? De 20 de kg. 20 de litri, de fapt, dar e mare, tare. Suntem și 6 acum, la cât să ne gândim. Aici am gătit un borș de miel cu multe legume. Se poate vedea. Ce bine arată. Am pus la fiert o legătură de leuștian. Sare, piper, borș. Și orezul pe care... Și orezul care urmează să fie frumos. Da, dar miroase demențial de bine. Da, arată foarte bine. Astăzi am venit în localitatea Cobor, unde locuiesc undeva în jur de 41.000 de locuitori și suntem la castelul Coburg, se numește Veste Coburg, este construit undeva în secolul al X-lea și este una dintre cele mai bine păstrate și prezervate castele din Germania. Și da, nu a durat foarte mult să ajungem până aici, a durat undeva la o oră, este localizat la 60 de kilometri de Nuremberg și cam la 80 de kilometri de unde stăm noi, în Bad Kissingen, la nașii noștri. Dar este foarte frumos. Știi cum ți se pare? Superb, superb, superb. Încă nici n-am intrat de aia, dar deja suntem impresionați de castel și natura aici, așa. Foarte frumoasă, păsărele, ciripesc, totul e verde, totul e viu. Foarte liniștit. Nu este foarte multă lume. Foarte ciudat. Ce zi e astăzi? Sâmbătă. Sâmbătă mare, dar pentru ei Paștele a trecut. Vezi? Frumos, asta e. Uite, toată lumea respectoasă, frumoasă. Oamenii aici își lasă biciclete, nici măcar nu și-au legat, nici nu interesează. Știi ce zic? Nu, n-ai stres.
ajuns în centru orașului Coburg și mi se pare că seamănă foarte mult cu Brujul din Belgia. Are așa o influență. Și ce îmi place la nemți este că oriunde te duci este foarte curat pe străzi, nu contează, la țară, pe autostradă, să nu mai zic de autostrăzi, că sunt brici și nu există viteză limitată acolo. Și să știți că sunt chiar foarte puține accidente, pentru că lumea se respectă. Da, am venit aici la un fel de kebabărie. Am comandat o fel de pita, pizza cu salam, niște cartofi și un kebab, dar arată totul foarte fresh și foarte bun. Abia aștept să mâncăm și toată minunăția asta a costat 13 euro. Neața, astăzi am ajuns în Bad Kissingen și Alina a mers să-și ia o cafea de acolo, de la terasa asta. Acum ne plimbăm puțin pe aici, pe străduțe. N-am mai fost aici de câteva ori, dar vreau să vă arăt și vouă. Și de aici o să mergem la o înghețată super mișto. Așa-i? Tata Marius? Yes, of course! Of course? Cius! Suntem la restaurantul Davito, Giardino delle Rose, și ne-am comandat niște înghețată cu frișcă, dar uitați-vă ce mari sunt! Oh my god! Și prețul a fost între 9 și 11 euro. Asta a costat cel mai mult, dar este imens. Deci nu știu. Stai, dă să filmezi. Nu-mi dau seama dacă se vede... Cât de mare e atunci! Da, e foarte fain. Astăzi am spus că țin neapărat să fac un video cu casa nașilor noștri, pentru că mă simt așa de bine, atât de primitoare și mă simt ca la mine acasă. Este într-o depresiune din Bad Blocket, în regiunea Bad Kissingen, și este foarte frumos aici, e ca o căbănuță. Asta este intrarea, sus avem etaj, aici în partea dreaptă este bucătăria. Oh, te-am prins bine, șterge masa. Da, uite aici este păscuța, am mâncat puțin din ea, foarte bună. Astăzi este prima zi de Paște. Am luat deja micul dejun, aici stânga este baia și dormitorul nașilor, dar nu o să intru. Stai liniștită. Și aici este living-ul și Bella stă și doarme. Eu nu înțeleg de ce nu se focusează. Așa. Beluța, ce faci tu frumoasă? Asta este living-ul foarte mare și spațios, superb. Și aici au și o terasă foarte drăguță. Dai un pic să dau luminozitatea mai... Așa. Și acum vreau să vă arăt etajul unde eu și Alin dormim și mama Elena. Dar nu, adevărat, am via, nu o să intru la ei în cameră. Pe partea stângă este baia, aici este un alt dormitor mai mic și asta este camera noastră. Este foarte spațioasă, iar patul super confortabil. Și asta este terasa lor. Le place să le spună logia. Și este atât de mare. Wow, cred că vara este super mișto. Și Alin cu tatălui Alin încearcă să ridice o dronă. Drona pe care a primit-o cadou tatălui Alin. Ce ai zis? Că e ca un gândăcel zburător? Un gândăcel zburător. Hello! Cât de tare! Da, uite, nu e atât de zgomotoasă pe cât credeam. Nu e, dar buzie.
Astăzi plecăm către Elveția și ne luăm la revedere de la Ana și de la părinți. Pa! Ne auzim, pupici! Mulțumim! Mulțumim, pa!